Suma alocată pentru premierea elevilor și profesorilor a fost aprobată astăzi în ședința Consiliului Local Municipal. Evenimentul va avea loc în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Craiovei. Toți copiii care au obținut performanțe la concursurile naționale sau internaționale, inclusiv profesorii lor îndrumători, vor fi premiați în cadrul Zilelor Municipiului Craiova cu suma de 1000 de lei. Se întâmplă acest lucru în fiecare an cu ocazia Zilelor Orașului și nu puteam să facem nici anul acesta rabat de la ceea ce ne-am propus de fiecare dată. Și surprizele pregătite de autoritățile Băniei cu ocazia Zilelor Orașului vor continua. Programul din acest an este dedicat artiștilor locali. Programul va fi foarte frumos. În fiecare zi la Teatrul de Vară va avea loc câte un eveniment. În Parcul Nicolae Romanescu este vorba despre toate instituțiile noastre de cultură care vor concerta, fie că e vorba de filarmonică, de operă sau de ansamblu folcloric Maria Tănase. De asemenea, vom avea foarte multe evenimente sportive pentru copii, pentru că nu e așa, după un an de pandemie în care am stat închiși în casă, cred că simțim cu toții nevoia să facem mișcare. Zilele Craiovei încep în această seară și se vor încheia pe 1 iunie cu spectacole, expoziții și activități sportive, toate organizate în Parcul Romanescu, Centrul Vechi și Piața Mihai Viteazul.